În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. A venit un tată în fața mântuitorului nostru Hristos. Nu-i spune Evanghelia exact de ce neam o fi fost acest tată. Nu spune Evanghelia nici dacă era din partea locului sau poate venise din altă parte, că auzise pe mântuitorul nostru Hristos. Și ne spune Evanghelia că acest tată avea un copil care era chinuit de un duh mut și surd. Și acest duh spune că de multe ori l-arunca în apă și alte ori l-arunca în foc. Și a venit la ucenicii mântuitorul nostru Iisus Hristos și spune că aceștia n-au putut să facă nimic. Și l-a adus imediat după aceea în fața mântuitorul nostru Iisus Hristos, rugându-l cu cuvintele: Doamne, de poți fă ceva pentru fiul meu. Iar Domnul Iisus Hristos i-a răspuns: toate sunt cu putință credinciosului, de poți crede, toate sunt cu putință. Și a spus: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și văzând mântuitorul nostru Hristos că se împresurau, adică veneau mulți oameni, se îmbulzeau acolo ca să vadă ce se întâmplă, a poruncit imediat Duhului celui mut și surd să iasă din copil, să nu mai intre niciodată în trânsul, iată, și în felul acesta, iată, copilul, spune că Duhul a ieșit din el scuturându-l, iată, și răcnind puternic, și copilul după aceea s-a făcut sănătos. Iată câți părinți nu sunt astăzi care strigă asemenea acestui tată: Doamne, te poți fă ceva cu copilul meu, cu băiatul meu sau cu fiica mea? Pentru că, într-adevăr, copiii de astăzi trăiesc o îngrozitoare dramă. Această dramă o trăiesc încă de la naștere. Unii, din păcate, putem spune că nu au acest privilegiu nici măcar de a se naște, ci sunt lepădați de copiii lor, de mamele lor, încă dinainte de a se naște, prin metodele de pază, prin, eu știu, avorturi, prin fel de fel de buruieni și alte metode care le folosesc mamele creștine ale noastre de astăzi. Iar cei care se nasc dintre dânsii, se nasc, iată, în loc să trăiască, deși se îmbracă la botez cu haina lui Hristos, cu haina Duhului Sfânt, după aceea cresc în sufletele lor toate buruienile patimilor și acestea sunt alimentate, iată, de multe ori, de chiar însuși părinților, de alte dăți de școală, de societatea, de mediul în care trăiesc acești copii. Și în felul acesta, iată, ajung să fie aruncați fie în apă, fie în foc, fie să răcnească puternic, adică posedați de toate duhurile cele necurate. Și am să iau pe rând, iată, câteva, putem spune, metode din acestea prin care familia, mai întâi de toate, adică părinții noștri, ajung la ora actuală să-și distrugă copiilor. Una dintre metode este acest plecat în străinătate la ora actuală. Foarte mulți părinți își lasă copiii pe seama bunicilor, pe seama mătușilor, uncheșilor și se duc ca să câștige parale în străinătate, dolari și euro. Putem spune că acești copii care trăiesc departe de părinții lor, de multe ori ani mulți, sunt părinți care și-au lăsat copiii câte 5-6 ani de zile, când vine acasă, copilul nici nu-l mai cunoaște. Este exact așa cum l-a lăsat la orfelinat. Acel copil, să știți, psihicul lui este la fel ca unui copil de orfelinat. Pentru dânsul, tatăl său și mama sa sunt un musafir, sunt un străin, sunt un nimeni pentru dânsul. S-a rupt legătura între dânsii. Ba, unii dintre dânsii neputând să suporte această despărțire de părinții lor, cum auzeam, îmi spunea cineva că ar fi văzut undeva la știri, eu n-am văzut, un copil care s-ar fi sinucis de dorul părinților lui plecat în străinătate. Aduc bani și aduc patimi înapoi, iată, aduc deznădejde în sufletele copiilor lor. Nu vă puteți imagina ce se produce în sufletul acelui copil care este lăsat în felul acesta ca un copil orfan. El crește ca un orfan, ca un copil al nimănui crește. Și după aceea, când vin acasă părinții în străinătate, pentru că a fost o perioadă de lungă dispărțiți de dânsii, ce fac după aceea? Încep să le îngăduiască toate prostiile, că e greu dacă nu au avut de 5 ani de zile, chiar să-i dea una peste cap acum. Bineînțeles că și copilul are neîncredere în el și trebuie să-i câștige încrederea, spune el, și atunci trebuie să-i dea voie să facă tot ceea ce dorește el, pentru că altfel, iată, copilul prinde și mai mare ură, poate din sus, spune, cine e ăsta? Nici nu-l cunosc, nici nu știu cine este. Ba mă mai și bate, ba mai și pedepsește și ura devine și mai mare, iată, și mai verșunată împotriva părinților lor. Și de aici apare neascultarea apoi de părinți și apoi încep să umple dintre dânsii care sunt lăsați la o vârstă mai mare, pe la 12-13 ani, sunt lăsați de capul lor și părinții plecați în străinătate, cad în fel de fel de patimi, își fac fel de fel de prietenii din acestea, pentru că de multe ori lăsați în seama unei femei bătrâne, poate neputincioasă, bolnavă, cine știe cum este ea, și nu mai, îi supraveghează mai greu și fac fel de fel de prietenii, fel de fel de
capătă tot felul de patii, umblă de aiurea, nu merg la școală sau câte și câte alte patii în acestea, alung pe la internet, pe la calculatoare, alții chiar să-și drogheze, pe la case de desfrâu și multe și multe alte patim care cad și părinții își aduc, iată, bani din străinătate, dar totodată își aduc, iată, și o îngrozitoare nefericire. Alți părinți, iată, își bat joc de copiilor într-un stil, putem spune, și mai îngrozitor. Ajung vieții copiii, la ora actuală, să cerșească pe stradă pentru a putea, iată, să alimenteze și totodată să mângâie patimile părinților lor, care fie că sunt leni și ticăloși, fie că sunt bețivani, și vieții copiii stau și bat din poartă în poartă și de multe ori te ia groaza, te ia și mila și te gândești să-i dai, să nu-i dai, că dacă îi dai, îi duce lumăsa și-i bea, dacă nu-i dai, parcă te ia mila când îl vezi în halul în care arată, iată, ajung să se folosească de copiii lor ca de niște sclavi în felul acesta. Pentru ca să poată ei, iată, să-și trăiască viața lor în patim. Alții cad în altă latură dintre părinți. Cresc pe copiii lor, iată, ca să aibă dintrânșii doar o nădejde materială la bătrâneții. Cum e vorba aceea în proporție, că să aibă cine întrage ciubotele. Atât îl interesează. Nu îl interesează ca din copiii săi, iată, să facă oameni sfinți, oameni cu frică de Dumnezeu, ci să-l aibă doar ca o unealtă de muncă, ca o slugă a lui care să fie acasă, care să-l poată ajuta la bătrâneții. Alți părinți cad într-o altă ispită. Vor cu orice preț, din mândrie, din slabă deșartă, să facă din copiii lor oameni mari, oameni de vază în societate. Și începe, nu ține cont de limitele intelectuale ale acelui copil, că nu toți au aceeași putere de a învăța. Și începe să-l îndoape cu ore, cu profesor, cu bătaie, învață, să-l nebunească de cap. Ori ajunge la psihiatru, bietul copil, ori la un moment dat, pentru că este pus la niște munci intelectuale care sunt peste puterea lui ca să le facă, ori ajunge ca o legumă la un moment dat, pentru că nu mai e bun de nimica, ori la un moment dat începe să o ia în fel de fel de patim, nu mai are chef de viață, nu are chef să mai facă nimic în viața aceasta, pentru că s-a săturat de atâta stres, de atâta muncă, nici duomnicește nu se poate ridica acel copil, pentru că mintea lui este în permanență stresată, chinuită mereu, se chinuiește, se forțează mereu ca să poată să acumuleze niște învățături care sunt mult mai grele decât însu. Ba, părinți îi trimit pe acești copii, chiar și duminica în timpul liturghiei le dau ore cu tare să învețe, să până să-i nebunească, să facă numai decât oameni de vază în societate. Nu e dat de la Dumnezeu ca toți să fie în felul acesta. Nu e dat lucrul acesta ca să fie. Sunt unii, iată, care dacă nu reușesc să facă prin aceste ore, le cumpără, eu știu, școlile, le cumpără diplomele cu fel de fel de pile, relații, bani și alte metode din acestea care sunt necinstite și se văd după aceea, chiar dacă a fost statusul profesor și l-a făcut pe el tot profesor, sau a fost statusul preot și l-a făcut pe el tot preot, sau avocat, sau doctor și a făcut tot așa, pentru că are cabinet deschis particular și doar nu o să fie altcineva doctor în loc decât piciorsul trebuie să fie. Dar se vede după aceea că el este săracul un rebut. El nu se ridică la nivelul tatălui său, nu poate să fie. Se vede că l-a făcut tatăl sau măsa cu bani, cu parale. Și a ajuns săracul un rebut, opacul este pe capul societății. În loc să fie un ajutor pentru societate, ajunge un blestem, că oamenii toți îl înjură și îl blestem. Ia uite și ticălosul ăla, ia uite și ăla. Ia uite ce mai popă și ăla, nici nu știe să cânte săracă, ăla să iaba tațul popă, el nu are nici glas de popă, cum e vorba, nici nu calcă în felul acesta, sau avocat, sau profesor, sau doctor, sau ce-o fi fost el. Și în felul acesta, iată, în loc să-i mântuiască pe copiilor, ajung să-i cufunde în mocirile tuturor fără de legilor în felul acesta. Pentru că el fiind incompetent, fiind necapabil de a, n-are vocații pentru a face fie preoția, fie, eu știu, doctor, fie notar, fie avocat sau la ce l-a trimis mamă sau așa taică, începe să facă lucrurile la îndala, să le facă de aiurea. Și se învață încetul, cum e cel mai ușor la oamenii care sunt mai slăbuți la minte. Prima oară ce deprinde să facă? Fel de fel de șmecherii, cu fel de fel de acte de corupție, fel de fel de mășăvii din acestea, că l-a furat să pricepe oricine și l-a păcălit felul acesta. Și iată că ajunge ca o pacuste, ca un blestem pe capul societății. Dar tata și mama este mândru, iată, de faptul că copilul lui a ajuns o mare, se gândește el și de vază în societate, nedeschizând niciodată urechile să asculte glasul celor care vociferează sau a celor la care, iată, spun despre nevrednicia, despre, eu știu, despre incompetența acelui copil, acelei persoane.
ci toate le consideră din dragoste aceasta, putem spune, pătimașă față de copil, le consideră ca o răutate din partea mulțimii, că toți oamenii vor rău și nu înțelege, iată, că de multe ori mai trebuie ascultat și acest glas și de multe ori și acest glas al mulțimii, iată, are dreptate și în fața societății, dar și în fața lui Dumnezeu. De aceea, iată, părinții să se rupte cel mai mult pentru copiii lor să facă dintrânșii sfinți. Asta e foarte important. Să nu facă dintrânșii nici unelte pentru patimile lor, iată, să nu facă dintrânșii, cum am spus, nici doar un sprijin material care să aibă la bătrânețe, nici să nu caute cumva să forțeze, iată, puterea lor intelectuală pentru a-i duce în alte și alte patimi, nici să-i lasă de izbeliște plecând în străinătate ca să câștige numai decât parale, să le facă vilă mare și așa mai departe, să le ia mașină și alte lucruri, ci să caute mai de toate să facă din copiilor sfinți. Sincer, stau și mă gândesc că și eu sunt tată și mă gândesc și totodată sunt tată, iată, de copii natural, sunt tată și de copii spirituali, adică atume care mi-a fost încredințată de către Dumnezeu. Și mă gândesc mereu câți dintre noi ne gândim săptămânal sau câte ceasuri ne gândim săptămânal la mântuirea copiilor noștri. Câți dintre noi creștinii apelăm atunci când avem un necaz sau o nevoie la rugăciunile copiilor noștri și spunând roagă-te pentru tata care sau mama care cu tare necaz, care cu tare ispită. Câți facem acest lucru? Deci toți vrem să facem din copiii noștri oameni mari, oameni de vază, dar nu vrem să facem dintr-înși sub nicio formă sfinți. Nu știm cât de mult prețuiesc rugăciunile copiilor, acelor care sunt mici, până la vârsta de 7 ani, rugăciunile lor, cât sunt de curate și cât sunt de primite acestea în fața lui Dumnezeu. Noi nu știm lucrul acesta și nu băgăm de seamă, de aceea nu-i deprindem cu biserica. Noi aducem din 40 în 40 de la biserică să-i împărtășim. Nu-i ducem să se deprindă cu preotul. Când vede pe preot, sperie, parcă vede o sperietoare, parcă și înșiși, bau-bau vede. Nu-i deprindem cu rugăciunea, nu-i deprindem cu viața duhovnicească, nu-i lăsăm în pace să se liniștească, îi nebunim de cap cu televizorul, cu calculatorul, cu muzica la tare, de crapă pereții, ne spui că casa o ia foc, nu altceva, în larma și o hărmărea în care se trăiește, alții cu scandalul, fie cu beții, fie cu bătăi, fie cu înjurăturile care le aud în casă și multe și multe alte lucruri care nu dau pace acelui copil ca să crească din el un sfânt, ci să crească, iată, intrânsul o coadă de topor a societății. Și putem spune că pe lângă contribuția aceasta substanțială care o are la ora actuală o parte, o mare parte dintre familiile noastre, unele zici și creștine, o au la distrugerea sufletească a copiilor în societate, putem spune că unealta cea mai importantă și de bază a masoneriei la ora actuală pentru împătimirea și pentru distrugerea sufletească a copiilor noștri este școala. Școala este unealtă de bază. Aceiași domn profesor sau poștovarăș și actual, care înainte de 1989 spuneau la copii și înfricoșau pe copii să nu mergi la biserică de Paște, dacă te-am văzut pe acolo ca nota la purtare, să nu cumva să faci, eu știu, să te văd pe la biserică, că ai să vezi ce ai să pățești. Dădeau teste, mi-aduc aminte și eu de la școală, cum ne dădeau teste și ne întrebau, crezi în Dumnezeu, nu crezi în Dumnezeu, ce spui despre religie, dar ce spui despre știință și fel de fel de întrebări din acestea. Tot aceiași astăzi fac propagandă Uniunii Europene. Îi învață pe copii la școală că e protecția copilului, că are voie să reclame pe mamă sa, că are voie să reclame pe tatăsu, că dacă ceva nu-i convine, care este acasă, dacă tatăsu și mamă sa nu vorbește pe la 14-15 ani cu copilul său despre împreunarea conjugală, imediat îl cataloguează pe părinții tăi, sunt niște bigoți, sunt niște înapoiați, niște oameni care nu știu lucrurile acestea sau le ascund. Vin cu aceeași ispită cu care a venit, iată, diavolul în grădina Edenului când a ispitit-o pe Eva, spunându-i, a spus Dumnezeu să vă mâncați din pom, dar Dumnezeu știe de ce a spus lucrul acesta. De asta a spus, pentru că invidios pe voi, Dumnezeu nu vrea să mâncați din pom, să deveniți ca dânsul, să cunoașteți bine și răul. Cam așa vine și școala și ispitește pe copii. Nu spuneți mama și tata despre aceștia, nu se explică? Păi știi de ce? Pentru că nu vrea el ca să știi că de aia, că cu tare, că tu cum ai fost făcut. Și fel de fel de întrebări și de lucruri prin care seamănă neîncredere, iată, în părinții lor. În felul acesta, răzvătindu-i, iată, împotriva părinților lor. Apoi ce să mai spuneți despre olimpiadele acestea care sunt la ora actuală? Care și acestea sunt o unealtă a satanii pentru distrugerea sufletească a copiilor noștri. Unul o să spună, păi da, acolo care merge învață, e adevărat că învață.
învață materii în aceasta, științele cele care le învață ei acolo, exacte, sau eu știu, filozofie sau ce învață. Dar dumneavoastră uitați un lucru, că pe lângă acele cunoștințe care le dobândește el, el învață și altceva. El învață să disprețuiască, el învață să fie mândru, că e mai presus decât ceilalți, că ceilalți sunt mai proști decât din clasă ca el, că el nu este ca aceea, că el, uite, este de locul întâi, nu este de locul al doilea sau de cutare, este așa mai departe. Deci, iată, încă de mici, învață, îi se seamănă întâi și acest germen, iată, al răutății și al disprețului, iată, al mândriei și al slavei de șarte, în felul acesta. Iată că părinte pare nevinovat, deși eu le-am spus mereu și spun și la copiii mei, și copilule, trebuie să înveți la școală ca să știi, nu înveți pentru că ți-a dat ție primul o carte sau un caiet, învață ca să știi ceea ce este de folos, că multe lucruri sunt și din nefolos, să ne fie cu iertare care le învață astăzi la școală. Dar ce? Învață ca să știi că în viață, dacă ai să știi lucrul respectiv, ai să te descurci, nu o să te întrebe nimeni cât ai avut pe diplomă, ce notă ai avut. Dacă ți-a pus problema în față și nu știi să o rezolvi, nu știi să răspunzi la ea, zici că ești prost, poți să fii avut și 12, nu 10 nota. Nu contează aceasta. Deci să știi, dacă înveți, înveți pentru ca să știi, nu pentru aceste premii și pentru aceste, mă rog, care sunt, putem spune, răsplăți imediate care apar la ora actuală prin aceste olimpiade și concursuri la ora actuală. Apoi nu mai spuneți pe concursuri care apar la ora actuală. Concursuri la ora actuală care sunt de, fie de sport, fie de, eu știu, de teatru, de câte și câte alte nebunii acestea, care tovarii și noștri profesori le organizează. Deci iată cum lucrează la ora actuală. Înainte de 89 îți spunea să nu mergi la biserică, că scade nota la portare, acum nu spuneți să nu mergi la biserică, baș face și cruce, domnul profesor, își începe anul școlar cu tedeum, cu rugăciune și cu preot, dar în timpul Sfintei Liturghii Duminica îți organizează concurs sportiv. În timpul Sfintei Liturghii Duminica îți organizează concurs de modă. Deci nu spune să mergi la biserică, dar te încurajează, te stimulează, iată. Exact ceea ce mi-aduc aminte că spunea Părintele Iustin Pârvu și l-am înregistrat pe o casetă video acasă chiar, am înregistrat o dată, în care spunea că a mers un jidan în 90 la Ruș, pe mănăstirile acestea unde sunt foarte multe moaște de sfinți. Și când a văzut el atâtea moaște de sfinți, s-a speriat și a spus la un moment dat, nu o să mai facem noi așa o greșeală. Eu v-am mai spus lucrul acesta, poate că ați uitat. Să mai facem sfinți. O să vă determinăm de acum că de bună voie o să vă închinați nouă. Deci, iată, nu te mai oblig copilul să nu mergi la biserică. Nu-ți ca nota la purtare. Dar în așa fel o să te atrag, în așa fel o să te stimulez, încât tu de bună voie ai să renunci la biserică, la liturghie și ai să vii că, uite, este foarte frumoasă întrecerea sportivă sau concursul de dans modern sau, eu știu, sau balul bobociu care dau chiar și în posturi. După cât îmi aduc eu aminte că am făcut școala înainte de 89, după cât îmi aduc aminte, pe vremea respectivă, așa cum erau comuniști de atei și nebuni, nu auzeam eu despre discoteci la școală în posturi. Astăzi, tovarii și profesori care sunt creștini ortodoși, cu frică de Dumnezeu și sunt tipurile unii dintre noi și se cred foarte ortodoși, în perioada apostolilor organizează tot felul de baluri, tot felul de distracții, tot felul de nebuneli din acestea. N-au niciun fel să vede că au rămas. De ce n-am spus de mult eu că și-au schimbat ca lupul? Ci că lupul schimbă părul, dar năravul, ba. Așa s-au schimbat și ei. Deci, fac impresia mulți că au venit la biserică, dar este o venire formală. N-au venit, iată, cu tot sufletul lor, cu tot cugetul lor, cu toată ființa lor, n-au venit să schimbe conștiința biserică, n-au venit să schimbe mentalitatea, modul de viață pentru a-și încreștina. Și a fost o schimbare de formă. Nici de cum o schimbare în continuu, reală, cu nicio formă. Preotul vine la școală pentru a decora frumos anumite activități care au loc în cadrul școlii, pentru a decora diferite, eu știu, ceremonii care au prin subile frumoase, grandioase, prin laudele care trebuie să le spună acolo, iată, către tovarăși și profesori și către, iată, elevi. Atât înțelege școala din biserică la ora actuală. Spun mereu că între școală și biserică a avut loc, la 1848, în timpul Revoluției Jidovești, care este numită franceză, atunci a avut loc un divorț între școală și biserică. Și de atunci școala se îndepărtează din ce în ce mai mult de biserică. Putem spune că astăzi aproape că este o legătură vagă, doar puțin dintre profesori și învățători, că mai sunt și în aceștia, care se mai chinuiesc prin școli și care caută cât de cât
dar sunt minoritar, deci nu mai, iată acești, această categorie de profesori, se chinuiesc cât de cât să mai facă ceva pentru a putea să îmbine, iată, școala cu biserica. Și apoi, după aceea, alte lucruri se întâmplă în felul acesta. Se organizează, cum am spus, fel de fel de discoteci, fel de fel de chermeze, fel de fel de dansuri care sunt în școli la ora actuală. Și omul acesta, ateu, sau fost ateu înainte de 89, nu înțelege că prin atingerea trupului altuia te împărtășești de duhuri necurate. Imediat, o femeie închipui trup de bărbat sau bărbat de femeie, automat încep să apară duhurile necurate care să-l chinuiască fie prin minte, fie prin simțămintele lui, iarăși omul nu înțelege lucrul acesta, ci le consideră ba chiar și educative. Și unii părinți, din păcate, se bucură, cum am spus de multe ori, se bucură de pierzarea copilului. Cum se bucură și tovarășii și profesori. Sunt foarte bucuroși, iată, de faptul, de munca lor că intensă care o duc, putem spune, alături de diavolul, la distrugerea copiilor noștri și la distrugerea societății. Pentru că am spus și eu și în altă predică, că acum se vede clar o unire, iată, a oamenilor, a firii oamenilor cu firea diavolului. Păi cine se bucură, spuneți dumneavoastră, de pierderea copiilor noștri? Nu se bucură diavolul. Cine luptă pe toate căile ca să-i piardă? Nu, diavolul. Iar cei care luptă împreună cu dânsul și-au schimbat firea și-au făcut-o asemenea diavolului. Ei luptă împreună, cot la cot cu diavolul, sunt niște luptători, niște muncitori în orgorul satanic. Dar își fac cruce din păcate. Mi-aduc aminte de Sfântul Vasilii cel Mare, de Sfântul Ioan Gur de Aur, acești sfinți care au învățat școală, iată, în școlile păgâne ale vremii. Atunci nu existau universități creștine, nu existau profesori creștini, sau erau foarte niște o excepție să găsești undeva un profesor creștin. Cei mai mulți erau păgâni din respectiv, pe anul, prin secolul al IV-lea. Dar iată că au ieșit din acești oameni, oameni, într-adevăr, cum spune, cu frică de Dumnezeu și sfinț și cetățeni adevărați ai împărăției lui Dumnezeu. Dar, din păcate, cum am spus, e o diferență. Acești sfinți au învățat în școli păgâni, unii știa că profesorul care era la școală era păgân. Dar astăzi profesorul care te învață păgânisme este creștin, el își face cruce, ba spune și icoană în clasă, ca să te poată duce mai ușor de nas, să te păcălească, într-un fel ca și vrăjătoarea care ghicește în cruce cu busuioc, care eu cine știe ce face, cu icoană, cu apă, cu aghiazmă, cu tămâie, cu câte și alte lucruri. Cam așa înșeală vrăjmașul ora actuală. El, nu, el uite, își face cruce, sărută icoana, o sărută. Dar mintea lui e vai de capul lui, dar viața lui cum este, dar velul lui de a gândi, și m-am spus de multe ori, să nu uitați, apartenența la Biserica Ortodoxă nu ne mântuiește. Să fie clar, trebuie să avem gândul Domnului, să trăim învățătura Bisericii Ortodoxe, să avem mentalitatea Bisericii Ortodoxe. Un creștin adevărat ortodox trăiește pe alte principii total diferite față de cele ale oamenilor lumești. El întotdeauna, în orice situație, vede altceva decât ceea ce văd oamenii de rând. El înțelege alte lucruri, pune altfel problema, se vede, este deosebit. De ce spune Scriptura? Că voi nu mai sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume. De aceea vă urăște pe voi lumea, pentru că voi nu sunteți din lume. Deci nu gândiți la fel ca lumea, nu trăiți după moravurile și obiceiile lumii. Nu se prea vede așa ceva la mulți, nici dintre părinți la ora actuală, nici dintre, iată, cei care se numesc educatori în școală, mulți dintre ei sunt niște simpli meseriași care știu fizică, matematică, chimie sau ce știe el, domeniul respectiv, dar nu educatori. Educator poate fi numai sfântul, să fie clar. El este singurul capabil să educe cu adevărat copilul pe care acea adevărat înspre Împărăția lui Dumnezeu. Un om pătimaș, un om care nu cunoaște, nici măcar el nu cunoaște calea spre Împărăția lui Dumnezeu, nici măcar nu se străduiește ca să meargă pe ea, cum poate să o descrie sau să învețe pe alții? Sunt nicio formă. El este sărac un simplu meseriaș, cum este și, eu știu, cizmarul, cum e și, eu știu, cofetarul, cum e și, el e numai profesia lui fizică, sau matematică, sau filozofie, sau, eu știu, geografie, sau ce-o fi el. Asta e profesia lui. Dar el nu-i poate fi numit un intelectual, sau un model, sau o educație. Iată, un mijloc de educație în societate. Sub nicio formă. De aceea, iată, putem spune că copiii noștri, mergând și participând la aceste activități care sunt atrași la altfel prin școală, se umplu de foarte multe duhuri necurate. Pentru că atunci când se fiică a matale sau fiul de la discotecă sau de la balul bobocilor sau de la chermieză sau ce a avut loc, el se întoarce înapoi cu o mulțime de draci în trânsul.
toate acele imagini păcătoase care le-a văzut acolo, eu știu, femei, fete, despuiate, toate acele vorbe urâte care le-a auzit acolo, toate acele prostii și înjurii care le-a auzit, toate au rămas în minte. El cu toate vine acasă, la tine, vine în casă cu acele duhuri necurate. De aceea, după aceea spun unii, păi nu e adevărat, ba e adevărat. Și se vede aceasta din neputința lor domnicească. Pentru că majoritatea tinerilor actuale se devin neputincioși domnicești. N-au puterea să stăruiască în rugăciune, să facă rugăciune, o priveghere stăruitoare. N-au puterea să ducă o viață ascetică. Ba cei mai mulți dintre dânsi n-au puterea nici măcar să stea o duminică în biserică, de dimineața de la, când începe la preotul la 8 sau 8 jumate, când începe, până la 12, sunt foarte puțini care au această capacitate de a asculta o slujbă din cap în cap. Se vede că e neputincios sufletește. Și v-am spus eu de ce asta, pentru că dacă nu trăiești o viață, săptămâna anterioară, o viață, iată, ascetică, nu poți să trăiești liturgic, duminica, în timpul Sfintei Liturghii. Nu ai cum. Deci viața liturgică și viața ascetică sunt împreunate una cu cealaltă. Dacă toată săptămâna are numai prostii și dansuri și concursuri și misuri și modii și prostii și câte și câte alte prostii, nu are cum, bietul copil. Nu are cum. Ba, așa cum vedem la ora actuală, unii părinți ajung să spună, păi da, dar copiii se învață singur, lasă, ce trebuie să învățăm noi? Lasă că știu ei singuri ce trebuie să facă. Sau nu se poate ca să dăm de copiii noștri la cale, spun unii. Nu se poate face nimic, cum să-l opresc eu? Cum adică să-i spun să nu facă aceea sau aceea? Acei părinți disprețuiesc pe copiii lor mai rău decât pe dobitoace. Mai rău decât pe dobitoace. Păi dacă atunci când îl trimis la școală pe copil, nu îl trimis la școală, putem spune, cu buchile învățate, ci le învață în timp, nu? Învață începând de la A, B, cât de alfabetul și apoi învață să lege frazele, eu știu, să dispartă în silabe și mai departe, până când reușește ca să învețe să scrie, să citească. Păi dacă să scrie și să citească, trebuie învățat, iată. Nu vine așa, e toată cineva cu găleata în cap. La fel și aici. Și comportamentul bun sau discernere între bine și rău, iată, în societate, tot trebuie să învățat lucrul acesta. Deci toate, iată, de aceea să nu neglijăm copiii noștri spunând că se învață. Nu! Dacă îi lăsăm să se învețe singur, atunci vor crește vai de capul lor. De aceea, iată, cum am spus, rostul acesta al școlii este de a ispiti pe copiii noștri la ora actuală, iată, de a le înfățișa, și în așa fel îi ispitești, încât se înfățișează fapte rele ca fapte bune, numite în limbajul acesta modern la ora actuală, fapte, cum se numesc ele, cică umaniste. De aceea are loc în școală la ora actuală o dezrădăcinare pedagogică a conștiinței păcatului. Păi da, este normal lucrul acesta, pentru că conștiința aceasta, ideea de păcat, nu poate avea legătură decât, nu poate fi în legătură decât obligatoriu cu omul care este chip și asemănare a lui Dumnezeu. Ceea ce se învață în școală, că omul este un dobitoc, un animal rațional, asta este învățat. Manualul de biologie de clasa 7-a, de a 10-a, și veți vedea ce spune acolo. E un dobitoc, că copilul nostru, adică omul în general, ceva mai evoluat, o carne mai evoluată decât, eu știu, decât burenele câmpului, decât maimuța, decât șoarecul sau șarpele și mai departe, este un animal puțin mai evoluat. Omul acesta este. Atunci cum poți să vorbească despre păcat? Animalul nu știe de păcat, normal. Dacă îi se plantează în cap lucrul acesta, tu nu ești chipul lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să nu lași asemănarea cu Dumnezeu, tu ești un animal, de fapt. Rațional, care ai minte, gândești și mai departe, ai plăcere, poftă, banii se mai învață prin toți mirogea de clasa 7-a, că imediat încep să le arate, iată, despre, vorbească despre împreunare. Și nu instantaneu, li se arată, iată, biologia de clasa 6-a, spune reproducerea și sistemul de reproducere la iepure. Să știți că nu este instantaneu pus iepurile, putea să fie vaca sau porcul sau oaia sau orice altceva. Dar iepurile, de ce-i pus iepurile? Pentru că în simbolistica iudaică, iepurile este simbolul desfrânării și al diavolului. Apropo că vine Paștele, îndată, cu iepuroiul de Paște care vine. Tocmai de aceea au scos prin mass media la actuală iepurașul de Paște, că e simbolul dracului la judani. Știți? A fost, lasă că este luat pe Hristos, lasă să revie dracul cu traista, cu cadouri și cu plăceri, cu destrăbărări în spinare. Asta nu pe Hristos, nu Paște, nu înviere, nu ce e asta, prostit. Iepuroiul vine de Paște, vedeți? Nu în traiuia este pus lucrul acesta. Deci toate sunt foarte bine gândite la toate după exemplu manualelor care sunt diabolești din apus, pe care le-au copiat perfect la ora actuală tovarășii noștri intelectuali din școală la ora actuală. Cum am spus și de multe ori, sunt supărat
că nu protestează, protestează doar pentru salarii. Nu spun că n-ar avea dreptate și în privința aceasta, dar nu am auzit niciodată pe tovar și profesor să facă o manifestație: domnule, programa școlii este necreștină, domnule, este împotriva conștiinței noastre, este împotriva lui Dumnezeu. Nimeni nu protestează. Gândesc numai cu stomacul. Deci nu e nicio diferență, iată, între cei lanți oameni care nu au o facultate și cei care o au. Stomac au și ceia, stomac au și ceilalți. Nu au absolut. Ba din contra, de multe ori în societate poate găsești oameni cu mai puțină școală, dar cu mai multă frică de Dumnezeu, cu mai multă dragoste de neam și care sunt de multe ori mult mai, putem spune, mai receptivi la mesajul Evangheliei și totodată, putem spune, mult mai atenți la culturile vrăjmașului care apar, iată, prin societate. Și apoi, în biologia de clasa 10, se învață la copii că desfrânarea nu este un păcat, sub nicio formă, nu este niciun păcat, pentru că aceasta este, iată, înfrânarea este doar treaba glandelor, care, stimulate într-un anumit fel, ajung, iată, să se manifeste în felul acesta. Deci, ce e vorba de păcat? Ce mai spune popa la biserică? Nu-i păcat, domnule, nu-i păcat, așa este normal. Ba, li se împart din clasa 7 la școală și fel de fel de materiale din acestea care sunt pentru a putea să se protejeze în păcat cu nemedica, aș putea spune, cu scârboasa știință medicală care o au la actuală, cred că vor reuși în felul acesta să abolească sentințele lui Dumnezeu care vor veni ca plata păcatului. Dacă tu te protejezi în păcat, n-ai să te îmbolnăvești, nu o să-ți dea Dumnezeu nicio pedeapsă. Dumnezeu o să te ferici și o să spui drept la rai cu tine creștinului că ai desfrânat foarte bine, ai trăit o viață foarte plăcută, iată, în felul acesta. Asta se învață, din păcate, cum vedem prin școlile noastre. Este un lucru îngrozitor ceea ce vedem la ora actuală și trebuie să tragem semnale de alarmă la ora actuală, trebuie să fim mai prompți, mai atenți la ceea ce învață, iată, copiii noștri în școală la ora actuală. Pentru că putem spune că, nu cum spun umaniștii la ora actuală, problema nu trebuie să fie pentru noi faptul că s-ar putea ca specia umană, cum numesc ei, că specia umană să dispară. Și problema cea mai gravă la ora actuală a societății noastre este nemântuirea acestei specii umane. Adică omul începe încetul cu încetul să-și piardă mântuirea, să piardă legătura cu Dumnezeu. Creștinul adevărat nu luptă ca să supraviețuiască societății noastre. Un creștin adevărat luptă, iată, pentru ca să se mântuiască